Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou unboxing. De data asta am ceva un pic mai ciudat, nu este tocmai un unboxing, este un untracing, pentru că am o traistă de la Blizzard, plină cu chestii legate de Overwatch. Cam așa se prezintă. Este efectiv o traistă cu tocul mâner. Și hai să vedem ce se găsește în această minunată traistă neagră. Și o să le luăm pe rând. Aici avem un set de 5 insigne cu personaje din Overwatch. Avem logo-ul de 2 ori, Tracer, Reaper și, nu știu cum cheamă, cred că e Genji, poate mă înșel, poate nu. Nu am mai jucat din primul beta Overwatch. Sunt drăguțe, probabil pentru cei care preferă să-și personalizeze ghiozdanul sau chestii de genul ăsta. Am aici un tricou cu Tracer, se pare. Este alb cu logo-ul și cu personajul, mărime M. Ceea ce înseamnă că o să-l și port, pentru că e cam singura mărime de tricouri care îmi vine cât de cât ok. Și mai avem câteva chestii, un promo copy al jocului pentru PlayStation 4, un disc obișnuit, cam așa vin toate jocurile la review. Posibil să fac rău și de el pe PC, aș prefera să-l joc pe PC, pentru că beta-ul mi-a plăcut pe PC foarte mult și cred că e versiunea pe care o să o joc cel mai mult, pentru că probabil că va avea o comunitate ceva mai activă acolo, fiind un joc Blizzard. Asta e o chestie foarte interesantă. Este un număr de matriculare sau ceva de genul, metalic, cu personajele din Overwatch. Sunt toate personajele desenate. Artwork-ul ăsta cred că există deja pe internet, l-am mai văzut cu siguranță. Nu știu exact ce ai putea să faci cu chestia asta, dar dacă îți pui număr la mașină cu așa ceva, o să te oprească poliția și îți ia talonul. So, să vedem dacă pot să-l expun pe undeva. Și în cele din urmă, cred că asta e tot, da? Scăpăm și de traistă. Acesta este The Recruit Kit. O cutie plină cu chestii interesante despre Overwatch. Chestia asta e sigilată, așa că o să o desfac cu cutter-ul. O să vedem pe unde se poate. Ok. Ah, și iese chiar partea de sus. Ia să vedem ce se găsește în Recruit Kit. În primul rând, sinestezia auditiva, care pare să fie ceva legat de personajul la care e DJ, nu știu cum o cheamă. Și ia să vedem ce e aici. Pare să fie, da, este un vinil cu muzică, aparent. Sigilat, de altfel. Pardon, se scoate pe aici. Tada! Un vinil cu muzică. Nu am la ce să-l redau, am un prieten care e DJ, sigur are el niște pick-up-uri pe care aș putea să-l testez. Sunt curios ce muzică se găsește pe el. Punem frumos înapoi în plic și apoi în cutia de carton. Apoi avem Overwatch Recruit Kit, o cărțulie, Welcome to Overwatch, overview, spune tipurile de jocuri, hărțile, play a role, prezintă personajele, fiecare în parte cu rolul și câteva caracteristici, probabil skill-urile și chestii de genul ăsta. Team-based objectives, cele patru moduri de joc, escort, assault, assault, escort, nu știu exact care-i treaba, și control. Environments, astea sunt câteva artwork-uri cu hărțile.
includes all 21 soldiers plus 5 Origins skins. Da, asta e DLC-ul care vine cu versiunea de console, se numește Origins Edition. Așa, aici este prezentat Collector's Edition cu statueta lui Soldier 76 și ce mai include ediția de colecție. Apoi avem două seturi de stickere cu personaje din joc. Îl văd aici pe McCree, pe Winston, Soldier 76, Tracer, călăi Roadhog și logo-ul și asta cred că este Widow, cred că e Diva, habar n-am. Nu dau seama în momentul ăsta. Și cam ăsta e pachetul. Mai e ceva. Mai sunt două lucruri. Să văd dacă pot să le scot de aici. Sunt destul de bine introduse. Ok. Iată. În primul rând am o cutiuță cu logo-ul Overwatch. Nu știu ce ar putea fi aici. Nice! Este un soi de pin pe care poți să-l pui pe haine. Nu-mi dau seama. Adică așa ar trebui să fie expus, dar în același timp acele două puncte sunt pe partea asta unde scrie Overwatch. Deci nu sunt sigur exact cum se folosește. Arată foarte interesant. Și e mișto cutiuța asta. Și ultima piesă este această medalie, care este chiar într-o cutie de medalie, pe care sper să pot să deschid. Come on. Ok. Și poate fi afișată așa pe birou. Medalia în sine este metalică. Scrie aici Overwatch. Omnic Crisis in Memory, probabil este un obiect care comemorează ceva din universul jocului și pe partea din spate logo-ul Blizzard Entertainment. Să punem la loc. Și cam atât se găsește în cutia de Overwatch Recruit Kit. Să le pun frumos pe fiecare parte, să vedem dacă au și loc pe masă. Vinilul, stickerele, placa metalică, medalia, insignele, jocul și în cele din urmă tricoul cu Tracer. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, abia aștept să bag jocul în consolă. Nu sunt sigur că serverele sunt pornite încă, jocul apare marți. Sper să am niște impresii despre joc cât mai curând și sper să pun mâna destul de repede și pe versiunea de PC. Ca de obicei, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să abonați pe Player One, să vizitați și site-ul playerone.ro și să-mi lăsați în comentarii întrebările, părerile și ce mai vreți voi să-mi transmiteți. Eu am fost Cătălin, signing out. Bye-bye!